Legenda mărțișorului. Legenda mărțișorului. Fiecare formă de floare, fluture, bănuț sau chipuri zâmbitoare, mărțișorul este motiv de bucurie pentru orice doamnă sau domnișoară. Micul obiect prins într-un șnur alb cu roșu, care este pus în piept de către femei la începutul lunii martie și poartă numele de mărțișor, este simbolul venirii primăverii. Iată cele două legende ale mărțișorului. Tradiția asociază legenda cu Baba Dochia, o femeie care a trăit cu mulți ani în urmă. Se spune că aceasta avea o fică vitregă, pe care nu prea o îndrăgea. Într-o zi de iarnă geroasă, Baba Dochia și-a trimis fica la râu să spele o haină foarte murdară. Bătrâna, sperând că tânăra nu va reuși să-i scoată față. Pentru că nu reușea să o spele, tânăra a început să plângă cu lacrime amare. Și cum încerca ea să frece haina murdară, a apărut un bărbat tânăr și frumos, pe nume Mărțișor, care a întrebat-o de ce plânge. Fata i-a povestit tânărului ceea ce îi se întâmplă, iar Mărțișor i-a spus că posedă o putere magică și i-a oferit acesteia o floare cu petale roș-albe și a îndemnat-o să mai spele încă o dată veșmântul și apoi să se ducă acasă. Când a ajuns fata acasă, haina era albă ca și neaua. Bătrânei Dochia nu i-a venit să creadă că haina era curată. Când a văzut însă floarea în părul fetei, Baba Dochia a întrebat-o: "De unde ai floare, căci este încă iarnă?" Văzând că tânăra nu răspunde, baba a plecat chiar ea pe munte să se convingă că a venit primăvara. Baba Dochia nu a uitat să-și ia cu ea oile, dar și nelipsitele 12 cojoace. Potrivit legendei, umblând cu oile prin pădure, baba torcea lână din furcă și, găsind o para, ban vechi de origine turcească, i-a făcut o bortă, legând-o cu un fir de lână. De atunci a apărut obiceiul mărțișorului. Renunțând la cojoace, unul câte unul, peste Dochia și oile sale a venit iarna, chiar când baba a crezut că este primăvară. Un gern praznic a făcut ca bătrâna și oile sale să înghețe, transformându-se conform legendei în stane de piatră. Rocile se pot observa și astăzi pe muntele Ceahlău și sunt o mărturie vie a acestui mit românesc. O altă legendă a mărțișorului este aceea că soarele a coborât pe pământ. Se spune că într-o zi soarele a vrut să danseze și el într-o horă, așa că a venit pe pământ luând înfățișarea unui tânăr. Ceea ce nu știa soarele era că soarele nu mai era pe cer. A profitat și l-a răpit pe soare și l-a închis departe de ochii lumii. Pentru că nu mai exista căldura soarelui și razele acestuia nu mai mângâiau pe nimeni, lumea s-a schimbat și nici măcar copiii nu mai râdeau. Un tânăr pe nume Mărțișor a avut însă curajul să îl înfrunte pe zmeu pentru a-l elibera de soare. După ce a străbătut un drum lung de 3 anotimpuri, vara, toamna și iarna, curajosul tânăr a ajuns la zmeu și s-a luptat cu acesta zile și nopți în șir. Până l-a învins, soarele a fost eliberat și a readus lumea la viață, însă tânărul nu a apucat să se bucure de el din cauza rănilor din timpul luptei. Tot sângele lui s-a scurs pe zăpada imaculată, iar acesta este motivul pentru care șnurul mărțișorului este roșul cu alb. Șnurul este de fapt ceea ce se dăruiește de mărțișor conform tradiției populare. Băieții sunt cei care ar trebui să-l primească, dar tradiția s-a modificat în timp și femeile sunt cele care primesc mărțișor în zilele noastre. Roșul simbolizează sângele voinicului, dragostea și puterea de sacrificiu,
iar albul este asociat cu puritatea zăpezii, dar și a ghioceilor, care, conform legendei, au înflorit în număr foarte mare exact în locul unde sângele eroului s-a scurs.